mila și iubirea cea întrupată pentru mântuirea noastră. Noi niciodată nu avem cu ce să-ți mulțumim pentru toate facerile tale de bine. Primește-mi, Doamne, și mie puțina mea osteneală și iartă-mă că n-am putut mai mult. Iar când gura nu va mai putea și sufletul meu va suspina, ieși înaintea mea ca un samarinean milostiv și să mă duci în locașurile tale cele cerești, împreună cu toți creștinii aceștia care m-au ascultat și care vor asculta fiindcă de tale învățături. Amin.